Eram europarlamentar, el era comisar european, am, am fost chiar în Comisia de Evaluare când a candidat la, la Comisia Europeană ca comisar pentru agricultură. A trebuit să pun vreo două întrebări și eu ca să ridic ce la filo, N-a fost nevoie pentru că el a răspuns la întrebări de celorlalți toată sala în aplauze. L-am sunat de vreo două ori după ce, dacă nu răspundeam, mă suna înapoi un om de mare ispravă. Mi-a plăcut de el, o nevastă are franțuzoaică, m-am întâlnit cu ea, vorbea românește, i-am zis, bă, de -a ce bine vorbări românește, mi-a zis, nu sunt franțuzoaică, eu sunt ardeleancă. Mi-a plăcut de ea. Îl vedeți buțin, președinte pe Cioloș? Nu cred. Nu are putere să fie președinte, dar îmi place Cioloș. Adică l-am cunoscut și îmi place. Adică l-am cunoscut când... În altă postură. Și l-am cunoscut ca om de calitate. V-au contactat partidele să vă implicați în politică în ultima vreme? V-a ofertat cineva? Nu m-a ofertat nimeni, numai cu și Bogdan am vorbit, am zis că îl susțin și că susțin PNL-ul din cauză că este el acolo, dar cu, cu o condiție. Să-i spună lui Orbán să facă pas înapoi, el să ia președinția și să aducă oamenii de valoare în PNL, pentru că mai sunt câțiva oameni. Adică să iarăși Bogdan locul lui Orban. Zic da, că altfel... Se va întâmpla asta, ce credeți? Eu cred că se va întâmpla. Că și Orban, așa cât este el de orgolios, cred că va înțelege. Adică are o anumită înțelepciune Orban. Și el înțelege că nu are putere. Dar și se al... va da Ai... la o parte singur sau îl vor forța? E conjunctura care te dă la o parte. Îți dai seama că n-ai cum. Nu poți să fii mai bun ca Ce adică, da... Și e mai bine să fii președinte la un partid care e tot timpul în opoziție sau să fii vicepreședinte la un partid care e a care conduce. ce mai bine? Decât să fii codaș, mai bine să, să fii uh, al doilea într-un sat mare decât... E, știți cum e cu onoarea în politica de la noi? Păi onoarea, eu cred că... Mai greu. Da, dar el a înțelege, că are atâția ani, că trebuie înțeles că nu poate. El nu poate fi. El, urma, nu are harismă de președinte. O fi are o anumită deșteptăciune așa, dar nu are harismă. Nu poți, președinte te naști. Nu poți să te faci. Dar și Rareș Bogdan care zicea acum 2 ani că liberalii sunt niște marțafoi, cum credeți că îl acceptă liberalii care n-au uitat ce a zis despre ei? Păi da, o mare parte din și și ei marțafoi sunt. Nu o pare mare parte din ei. Unde place Adina Gheorghiu, care nu plăcea de ea. De când s-a măritat, uite, vezi? Da, de ce vă place? Nu știu, are o aură bună. Era o braznică când era nemăritată. Era o braznică. Acum are o anumită înțelepciune care îmi place. Are vreo șansă să mai revină în prim plan Alina Gorghiu? nu cred. Nu cred că are, are bunul simț acum. Nu l-avea. Acum are că s-a măritat, a născut, vezi, Dumnezeu i-a dat înțelepciune și, și are, ea, îmi place de ea.